Ne trebuia această victorie, eram în lipsă de victorii. Mă bucur că a ieșit așa și sperăm să continuăm tot așa. Important era să câștigăm în această seară, veneam după două egaluri și oarecum să zic așa, intram într-o pasă neagră, dar cred că în această seară am făcut un joc bun și ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Emoții mari la ocazia Petroșanului. Da, sincer, emoții mari, dar e bine că am scăpat cu bine și asta este cel mai important. N-am mai marcat de foarte mult timp și acest lucru m-a apăsat, să zic așa, și acum sper ca totul să fie bine de la meci la meci. După gol te-ai dus la suporteri, ce ți-au zis? Mi-au zis, m-au felicitat și s-o țin tot așa, că o să fie bine. Încă suferim. La posesie, suferim la finalizare, sincronizările la acest moment, încă suferim, omogenitatea în care de suferit la acest moment. Iar jucătorii, a fost o presiune enormă. Am început jocul, te uitai în clasament la 8 puncte de Snagov, la 6 puncte de Cluj, la 4 puncte de Chindia, la 5 puncte de Clinceni. Presiunea asta apasă și pe umerii jucătorilor. Cu această victorie să ne recăpătăm încrederea, trebuie să legăm la următorul joc iar victorie și atunci probabil că încrederea o să fie la capacitate maximă.